La peste 100 de ani de când s-a născut, Josephine Martel Corbin rămâne un personaj prezent pe internet. Și asta pentru că boala care a marcat-o rămâne una extrem de rară. Când te uiți prima dată la fotografie, trăiești cu impresia că este o poză realizată în Photoshop. Când afli că are cel puțin 100 de ani vechime, te gândești că poate e doar o iluzie meșterită cumva de fotografia acelor vremuri, dar imaginea este perfect reală. Pe 12 mai 1868, în statul american Tennessee, s-a născut o fată pe nume Josephine Martel Corbin, care avea un bazin lat, 4 picioare și 2 vagine cu 2 utere. Cele 2 picioare în plus aparțineau geamănului ei, Parazit, o anomalie care apare atunci când un făt este înghițit de altul. Bebelușul a devenit o senzație medicală. Ziarele scriau în mod regulat despre sănătatea copilului, iar fata s-a dezvoltat normal având în vedere structura ei anormală. La prima vedere, Josephine Martel Corbin părea o fată normală. Nașterea ei nu a fost marcată de nimic ieșit din comun, iar mama ei a susținut că a avut un travaliu și o naștere tipică. Medicii care au examinat fetița după naștere au declarat că este puternică și sănătoasă, adăugând că ritmul ei de creștere este unul bun. Un an mai târziu, bebelușa era alăptată sănătos și se dezvolta bine. În general, Martel Corbin a fost o fetiță perfect sănătoasă, activă și înfloritoare. Totul în ciuda faptului că avea 4 picioare. Care este povestea lui Martel Corbin, femeia cu 4 picioare? Ei bine, după ce s-a născut cu 4 picioare, 2 de dimensiuni normale și 2 de dimensiuni mai mici, medicul care a asistat la nașterea lui Martel Corbin a considerat că este necesar să sublinieze factorii pe care i-a bănuit că ar fi putut duce la deformarea ei. În primul rând, părinții bebelușului, au spus medicii, aveau o diferență de vârstă de aproximativ 10 ani. William Corbin avea 25 de ani, iar soția sa, Nancy, 34. În al doilea rând, medicii au observat că cei doi semănau izbitor de bine între ei. Amândoi erau roșcați, cu ochii albaștri și tenuri impecabile. De fapt, semănau atât de bine, încât medicii au considerat necesar să specifice în mod explicit că cei doi nu erau rude de sânge în rapoartele lor medicale. În ciuda celor doi factori pe care medicii i-au enumerat, tânăra fată era pur și simplu o ciudățenie. Părinții ei avuseseră alți 7 copii, toți fiind perfect normali. Mai târziu s-a descoperit că s-a născut cu maladia Dai-Pagus și starea ei a fost probabil rezultatul divizării axei corpului uman, frate geamăn, pe măsură ce s-a dezvoltat intrauterin. Drept urmare, s-a născut cu 2 bazine, unul lângă altul. Pe fiecare bazin, ea avea 2 seturi de picioare, unul de dimensiuni normale și un set mai mic. Cele 2 picioare mici erau unul lângă altul, flancate de ambele părți de 2 picioare normale, deși unul părea un ciomag. Potrivit revistelor medicale scrise de medicii care au studiat-o pe Martel Corbin de-a lungul vieții, ea a reușit să-și miște picioarele interioare mai mici, deși nu erau suficient de puternice pentru ca ea să poată merge mai departe, ceea ce, desigur, nu conta cu adevărat, deoarece nu erau suficient de lungi pentru a atinge pământul. Acum haideți să vorbim puțin despre cariera lui Martel Corbin, femeia cu 4 picioare. În anul 1881, la vârsta de 13 ani, Martel Corbin s-a alăturat unui spectacol de circ sub numele de Fata cu 4 picioare din Texas. După ce a arătat-o vecinilor curioși și le-a taxat câte un ban, tatăl ei și-a dat seama de potențialul ei pentru publicitate și foloase materiale. El a pregătit broșuri promoționale și a început să placeze reclame în ziare pentru ca oamenii să vină să o vadă. Broșurile promoționale au descris-o ca pe o fată cu dispoziție la fel de blândă ca soarele de vară și fericită precum ziua de lungă. Și într-adevăr, acest lucru părea a fi adevărat. De-a lungul timpului a devenit extrem de populară. În cele din urmă a început să călătorească mai degrabă decât să-i aducă pe curioși, vizitând orașe mici și participând la spectacole pentru public. Dizabilitatea a ajutat-o pe Martel Corbin să aibă câștiguri excelente, $450 pe săptămână, aproximativ $10.000 în banii de astăzi. Americanul de rând nici măcar nu putea să viseze la astfel de venituri. Salariul unui muncitor era de $13 pe săptămână. Un costum costa $10. Biletul la opera din San Francisco era de $1. În cele din urmă, celebrul showman P.T. Barnum a auzit de ea și a angajat-o pentru spectacolul său. Timp de 4 ani, ea a continuat să lucreze pentru Barnum și chiar a inspirat mai mulți alți afaceriști să producă oameni falși cu 4 picioare pentru propriile lor emisiuni, atunci când nu a putut să o ia. La 18 ani, Martel Corbin s-a retras din lumea circului. Ea a întâlnit un doctor pe nume Clinton Bicknell și s-a îndrăgostit. La 19 ani ai ei, cei doi s-au căsătorit.
aproximativ un an mai târziu, în primăvara anului 1887, Martha Corbin a descoperit că este însărcinată. Se dusese la un medic plângându-se de durere în partea stângă, febră, dureri de cap și apetit alimentar scăzut. În ciuda anatomiei sale unice, avea două seturi de anatomii reproductive interne și externe, medicii nu credeau că există un motiv pentru care nu ar fi putut purta sarcina până la termen. Martha Corbin s-a îmbolnăvit grav în primele 3 luni de sarcină și medicul a întrerupt sarcina. În următorii ani, aceasta a ajuns să nască încă 4 copii sănătoși în toată viața ei. După ce a lucrat la circ și a născut copiii, viața lui Martha Corbin a fost destul de normală. Deși cazul ei a continuat să apară în jurnalele medicale din toată țara, americanca a dus o viață liniștită în casa ei din Texas împreună cu soțul și copiii ei. În cele din urmă, în 1928, a murit din cauza unei infecții stafilococice de piele. Avea 60 de ani. Deși antibioticele fac boala ușor tratabilă astăzi, în anii 1920 nu exista un astfel de tratament disponibil. La 6 mai 1928, sicriul ei a fost îngropat și acoperit cu beton. Diversi membri ai familiei au stat vigilenți asupra mormântului până când betonul s-a uscat, o măsură de precauție suplimentară pentru a împiedica tâlharii de morminte să-i fure cadavrul. La urma urmei, mai mulți medici și oameni de afaceri au oferit bani pentru corpul ei, iar familia știa că există oameni dispuși să facă tot posibilul pentru a obține o ultimă piesă din Martha Corbin, fata cu 4 picioare din Texas. Acesta a fost ciudatul caz al Josefinei Martha Corbin, faimoasa femeie cu 4 picioare. Pentru mai multe videoclipuri interesante, vizionați în continuare videoclipurile canalului Pact cu Informația. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări.